Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ceva mai mult de 50 de angajați de la DGASPC Vaslui, în frunte cu directorul instituției, au certificate de handicap. Săraci. Iar poliția și procurorii au reacționat în sfârșit la anchetele de presă care au semnalat bizara situație încă de acum un an și ceva. Anchetatorii au făcut descinderi și percheziții la DGASPC și la o clinică medicală din Vaslui. Evident, se caută documente care să arate cum au fost emise atâtea certificate de handicap angajaților direcției. DGASPC înseamnă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Fascinant este că dacă te uiți pe Google Maps și la fotografiile din zonă, la intrarea în direcția respectivă, la intrarea principală, unde lucrează atâtea zeci de persoane cu dizabilități, nu există nicio rampă de acces. E doar o scară de beton, cu vreo 8-9 trepte. Deci, eu nu știu oamenii aia, eu cred că sunt atât de entuziasmați că vin la muncă, încât venitul la serviciu le dă aripi. Au alt gen de probleme. Da. Anchetele presei locale au scos la iveală diverse situații ridicole, cum ar fi de pildă cel puțin 18 cazuri în care persoane cu certificat de nevăzător și asistent personal aveau în același timp și permis de conducere. Ziarul Vremea Nouă a reușit chiar și miracole prin articolele sale pe tema fraudelor de la DGASPC Vaslui. De pildă, un domn vasluian pe nume Viorel Băgu era în acte nevăzător grav, cu asistent personal, cu drept de asistent personal. Deci orb, frate. Orb ca cârtița. Dar își conducea zilnic cu deosebită dexteritate mașina personală, fiind și observat în sensul ăsta. Domnul Băgu este altfel tatăl șefei de la Serviciul de Evaluare a Persoanelor cu Dizabilități. Deci el a fost evaluat în principiu de fica dânsului și ce să vezi? Chiar când ea a devenit director în 2016 și tăticul și-a pierdut vederea în acte. Dar a continuat să șofeze. Și după ce a suferit 6 ani la rând, fiind compensat cu indemnizații și reduceri de taxe și impozite, domnul Băgu s-a însănătoșit peste noapte, miraculos, și a fost scos de pe lista persoanelor cu handicap, când Vremea Nouă a început să publice anchetele. Pam, pam. Nu văd nicio problemă, ar fi spus Dânsul. Ai fost handicapat cât s-a putut. Da. Acum, ce să-ți fac? De altfel, și directorul direcției are un certificat de handicap. De asta nu îl împiedică să-și conducă motocicleta prin oraș. I-au spus colegii să-și ia certificat că nu-i nicio rușine. A declarat chiar. Să-și ia ataș la motocicletă. Pentru asistentul personal. Da. Ca să înțelegem mai bine de unde vine așa o dorință mare de a avea certificat de handicap fără să ai dizabilități. Pentru că oamenii cu dizabilități, acolo, adică, știi, sunt acele inscripții pe locurile de parcare rezervate cu, pentru persoane cu handicap. Că ei, oamenii care parchează aici, nu cer, n-ar vrea acest loc de parcare, dar n-au încotro. Uh-huh. Știi? Oamenii care au dizabilități și au certificatele astea nu și le doresc, de fapt. Dar uite că alții se zbat și probabil dau șpăgi ca să le obțină. Și iată care sunt explicațiile. Persoanele cu dizabilități care dețin un certificat de handicap sunt scutite de la plata rovinietei, a impozitului pe venit din salariu, a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, a impozitului pe terenul aferent clădirii de domiciliu, a impozitului pe mijloace de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea lor. Din 2023, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia, pe lângă decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturism aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale și de acordarea de etichete valorice. Decontarea carburantului sau acordarea de etichete reprezintă o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite și se optează pentru una dintre cele trei variante. Asta a fost un citat și adaug plus parcarea asigurată la mall, în locurile alea frumoase, chiar de lângă intrare, unde vedem adesea... Ți-e și foarte complicat să faci un comentariu, știi? Pentru că nu vrei să jignești pe nimeni. Dar te uiți și ți-e rușine de rușinea lor, de fapt, știi? Că este clar că unii dintre cei care parchează acolo au obținut certificatul ăla prin fraudă. Adică este, mă scuzați, în unele situații este absolut evident. Dar nu zici nimic, asta e, mergi mai departe, să nu care cumva să jignești pe cineva. Și încă o dată, cei care au dreptul la locurile alea, ăia cu adevărat nu și le doresc, aceia cu adevărat nu și le doresc. Da, da. Iar frauda asta cu certificatele false de persoane cu dizabilități mi se pare una dintre cele mai revoltătoare
manțocării care se fac în România. Pentru că speculează în interes personal, prin minciună și furt și nesimțire, solidaritatea și sprijinul pe care societatea înțelege să-l manifeste față de oameni care au fost loviți de soarte și care au probleme serioase de sănătate și care trebuie sprijiniți și integrați în societate. Eu sper ca anchetele de la Vaslui să identifice rapid infractorii și sper ca aceștia să fie pedepsiți exemplar. Și asta ar trebui să se întâmple peste tot în țară, de altfel. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.